Biserica nu s-a închis. Biserica suntem noi. În toată această perioadă de stat acasă, biserica a continuat să-și împlinească funcțiile și viața bisericii a continuat să meargă înainte. În această perioadă am avut două nunți și două nașteri, doi copii s-au născut în Biserica Via, iar astăzi a venit vremea binecuvântării lui unis. David și Ada, împreună cu fica lor Ami, au adus-o pe Unis pentru a o binecuvânta. Vrem să o ducem înaintea Domnului și să cerem binecuvântarea Lui peste ea. Este încă o dovadă de normalitate. Viața merge înainte și așteptăm momentul acela când vom putea să fim cu toți împreună la astfel de sărbători extraordinare, la acest moment unic și irepetabil din viața lui Eunis astăzi. Eunis înseamnă, este un cuvânt, este un nume grecesc și înțelesul acestui cuvânt este victorie bună. Foarte frumos nume ați ales fetiței. Victorie bună. Fie ca numele ei să fie Paradigmatic pentru viața ei Să fie un nume care să îi se potrivească Să fie numele acela la care să răspundă De fiecare dată și prin orice luptă Pe care o va avea de dus în viața aceasta Eunis, victorie bună Și crescând în casa voastră Să fie mai mult decât victorioasă Cum spune Pavel în romani Așa că acum am vrea să o să, o, să cerem binecuvântarea Dumnezeu în rugăciune peste, peste Eunis, dar înainte de aceasta aș vrea să rostim, așa cum obișnuim, textul din numer capitolul 6. Este oferta lui Dumnezeu pe care o face tuturor părinților, o face tuturor copilor lui până la urmă este binecuvântarea pe care este gata să o ofere, să o lase, să o coboare peste noi și astăzi în mod special peste Eunis. Așa că împreună cu părinții vom rosti acel amin. Cerem binecuvântarea Lui Dumnezeu peste micuța Eunis astăzi. Și textul din număr 6 ne conduce astfel. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Eunis. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Eunis. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Eunis. Amin. Astfel să puneți numele meu peste copilul lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Haideți să o purtăm în rugăciune pe Eunis și îl rog pe David să înceapă rugăciunea. Doamne, tată, îți mulțumesc așa de mult pentru aceste două comori pe care ni le-ai dat, Doamne. Și venim cu bucurie înaintea Ta să îți cerem binecuvântarea Ta peste ele, Doamne. Îți mulțumim că sunt sănătoase, Doamne, pentru că sunt ale noastre și sunt ale Tale. Te rugăm mai mult decât orice să le păzești sufletul, Doamne, și deși noi suntem părinți imperfecți, Doamne, fă să se vadă prin noi frumusețea Ta, Doamne, și să, să poată să Te cunoască pe Tine. Îți mulțumim pentru că ne ascut rugăciunea în numele Domnului Isus Hristos. Amin. Tatăl nostru drag, Ești un Dumnezeu care ne copleșește de atâtea ori și vrem să-ți aducem mulțumiri pentru darul minunat care este unis. Ne surprinzi și, și cu acest cadou ai făcut-o și vrem să-ți mulțumim pentru că învățăm lecții în fiecare zi alături de ea. Și odată cu intrarea în familia noastră, odată cu intrarea ei în familia noastră, am văzut că tu ești în control tuturor lucrurilor și tu faci toate lucrurile frumoase la vremea potrivită și ne depășești orice așteptare. Îți mulțumim tare mult pentru aceasta. Știm că Eunice este în planul tău și dorim așa de mult să... Să te rugăm, Doamne, ca, ca să-i fim modele și să putem să um, fim lumini pentru ea în fiecare etapă a vieții ei. Te rugăm pentru noi, ca părinți, să ne dai, Doamne, toate resursele ca să o putem educa în lumina adevărului tău și să, să fim plini de dragoste, dragoste împletită cu răbdare în toate etapele vieții ei mă rog așa de mult ca să... ca să... și dorința mea pentru ea este să fie o, o slujitoare a ta, Doamne, să, să devină un copil al tău și să te cunoască din anii, anii tinereții, din anii copilăriei, Doamne, să... să fie, Doamne, plină de dragoste, plină de râhnă pentru tine și să se ancoreze adânc în cuvântul tău, Doamne. Mă rog pentru relația ei cu amii, Îmi doresc așa de mult să fie un liant puternic, să poată să, să fie un sprijin una pentru alta, să, să, să se, să se ajute la bine și la greu și ce îmi doresc este cu persoanele care vor fi în, în jurul ei să fie mireasmata Doamne. Te rugăm să pun cu binecuvântarea ta peste ea, Doamne, și viața ei să rezoneze în fiecare zi cu voia ta, în numele Domnului Isus. Amin. Amin. O, Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, ținem această minunăție în brațe și o aducem înaintea feței tale pentru a fi binecuvântată. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim frumos pentru că, așa cum îi spune numele, credem din toată inima că unis va fi o mică victorioasă și apoi o mare victorioasă. Doamne, te rugăm să aibă biruință în toate luptele vieții ei. Și așa cum Orice victorie are nevoie de o luptă, fie ca toată această luptă ei de acum să conducă la victorie. Doamne, știm că ai pus în casa lui David și Ade, prezența Duhului Tău ce sfânt în ei. Îți mulțumim frumos pentru ei și pentru căminul pe care l-au la oaltă și pentru cadrul în care își cresc fetele. Doamne, te rugăm frumos pentru mâna ta cea bună peste Eunis și peste Ami și peste David și Ada, peste casa lor. Am vrea, Doamne, să te rugăm frumos ca în anii aceștia de creștere și de formare pentru fetițele acestea și astăzi în special pentru Eunis. Am vrea ca prezența ta în mijlocul casei lor să fie absolut puternică și nemijlocită și plină de, de manifestarea ei în mod concret în viețile lor. Îți mulțumim frumos, Doamne, că îți întinzi mâna ta cea bună și ne uităm în viitorul acestei fetițe și știm că vei avea grijă de ea și știm că tot ce este bine din punctul tău de vedere va veni și vei pregăti pentru ea. Așa te rugăm, Doamne, să iei în mâinile tale și să o vedem crescând între noi în Biserica Via, bucurându-ne de ea și să vedem cum se formează și crește înainte ochilor tăi ca să devină un copil al tău. Exemplar. Îți mulțumim frumos, Doamne, că vei face mai mult decât știm noi să-ți cerem. Și doar tu știi momentele și etapele care vor apărea în viața ei dar știm că și te rugăm să crească în așa fel încât să știe să răscumpere orice fel de vremuri și să le întoarcă înspre cinstirea ta, prin ce va gândi, prin ce va spune și prin ce va face. Doamne, așa te rugăm să o binecuvântezi pe micuța aceasta și îți mulțumim frumos că vei face parte de paza ta, de îndurarea ta și de pacea ce vine de la tine. Așa ne rugăm pentru ea și îți mulțumim frumos, Doamne. Amin. Să liniștiți, cumpa, pentru puțină vreme. Exact, pentru puțină vreme. Oh. Să nu te duci ta frumoasă.